Serbia de 6 luni, de la Cape Town, Cape Agulhas, la București, Petroșani. Acesta este momentul mult așteptat și vom face tot ce putem să ajungem acolo cu bine. Cu bine. Sunt copilotul expediției și voi face totul să găsim drumul bun și locurile cele mai frumoase de văzut și să ajungem cu bine la București și la Petroșani. De fiecare dată când am călătorit cu avionul, am fost fascinat de priveliștea ce se deschide. Ca o altă lume, o altă dimensiune a vieții, un alt unghi de a vedea planeta pe care trăim. Dar ce este acolo jos, m-am întrebat, acolo unde se întâmplă totul? Acolo unde ne naștem, creștem, trăim, mâncăm, bem, lucrăm și ne distrăm. Acolo unde fiecare vietate se luptă cu natura și cu alte vietăți, pentru a aduce mai departe specia sa pentru supraviețuire. Africa de Sud este perla Africii și asta se datorează puterii economice și a infrastructurii. Durban, orașul al doilea ca mărime după Johannesburg, o populație de peste 4 milioane, este situat pe coasta de est și se mândrește ca fiind cel mai mare port al Africii. Datorită plăjilor imense spălate de către Oceanul Indian, un ocean cald, care pe tot parcursul anului se poate face baie, turismul este un factor esențial al orașului. Este anul 2012, anul în care am decis, eu, Martin și Camelia Aringhe să plecăm într-o călătorie pe patru roți, o călătorie antropologică, unică de acest fel, fiind primii români care au făcut acest lucru, să traversăm continentul Africa, de la cel mai sudic punct până în Europa. Vă invit și pe voi în această călătorie să parcurgem peste 20.000 de kilometri, să traversăm râuri, păduri, deșerturi, stepe, munți și mări, să cunoaștem oameni și locuri, să vedem ce se întâmplă la nivelul solului. Lăsând Durbanul în urmă, drumul a șercuit pe lângă coasta Oceanului Indian până la capul Agulhas, care este cel mai sudic punct al Africii. Este locul unde Oceanul Indian se îmbrățișează cu cel Atlantic. Cape Town, numit și orașul mamă al Africii de Sud, cu o populație diversificată și plină de farmec. Orașul care este supravegheat de către muntele Masa, cel mai vechi munte din Africa.
Bushimanii l-au numit muntele de pe apă, căci de la nivelul mării se ridică până la 1085 de metri altitudine, având doar 3000 de metri lățime. Cu ajutorul telecabinei, în doar 5 minute ajunge în vârf, unde se deschide o panoramă a împrejurimilor, de te lasă fără respirație. Ne îndreptăm prin stepă, la granița între Namibia și Sud-Africa. Din Namibia, aparent, tot peisajul se va schimba, vom trece din stepă în deșert. Singura vegetație este pe malul râului, bore și ribă, care se traduce râul Portocaliu. Stânga și dreapta râului se vede un pic de verdeață, în rest este absolut zero vegetație. Este totul mort, doar stâncă și nisip. Coleman's Kop este un exemplu al vieții după oameni, un oraș minier format în 1908 de către germani. Namibia fiind colonie germană pe vremea aceea, unde s-a descoperit diamante, un oraș în mijlocul deșertului namibian, care acum 100 de ani avea electricitate, spital, școală, casino, sală de bal și piscină în mijlocul deșertului pentru cele 700 de familii care locuiau acolo. 5 milioane de carate de diamante s-au extras din acest loc, cu foarte puțin efort, majoritatea fiind găsite la suprafața nisipului. Iar în 1950 a fost abandonat și lăsat deșertului. Dunele de nisip pot înainta până la 16 metri pe zi din cauza vânturilor puternice. Este un loc plin de amintiri și fantome. Locul unde Bartolomeu Diaz a pășit pe continentul Africii. Eldorado Campsite,
unde stăm în noaptea aceasta, sunt crescători de cita, au închidere unde le cresc. Chiar am asistat la când le-a dat de mâncare. Le-a dat de mâncare Cudu, Cudu care este o capră sălbatică și carne foarte bună, deoarece nu mănâncă decât carne foarte proaspătă. Și a fost chiar experimentul meu să minunat. Camelia, cum a fost? A fost fantastic. Da. Cutele sunt frumoase animale. Și totuși în băticie este un lucru foarte, foarte special. Și așteptăm să vedem mâine multe animale. Mâine mergem în Etoșa National Park, unde vom traversa Etoșa și vom vedea multe alte animale mai mari. Asta este o bucată de peste 50 de tone, 84% fier, care stau aici și aud o vibrație foarte interesantă. S-a descoperit în 1920 și este un lucru foarte interesant. Să vezi o așa bucată mare de ceva să cadă din de acolo, o bucată de fier. Afară sunt aproape 30 de grade, el este rece și pentru a se vizita într-un loc public, e bineînțeles, i-a dat și un nume, i-au spus meteoritul Hobart. Asta este drumul care ne duce înspre Trip. Nu e drum de întoarcere, numai înainte. Populația San, ori Bushmen, este considerată ca fiind cea mai veche cultură din lume, caracterizați prin capacitatea de supraviețuire în cele mai inospitaliere terenuri și prin limba ce vorbesc formată din păcănituri. And here they have two very nice grasses, which is very soft. When they wrap it, like normally to play the cool from the spring. Și astăzi trăiesc ca și acum mii de ani în urmă. Respectul pentru natură, viața simplă și aprecierea acelui puțin, dar suficient, ce îl au, îi face să fie un popor deosebit. So very important thing, they also need something hard above the grass. This is more than life, which is formed out of metal. Mm-hmm. And mostly when they make this... Hey, cocoa! So they can get finished working.